de dimineață, ne ajută să scapi de greață și crește moralul să poți. O să schimbăm. Da, cred că acum suntem în regulă. Am pornit la valiera, așa se întâmplă. Sunt emoții în emisiune. Oameni, și noi aici facem cafeaua live, nu pregătim erzațuri, cum era pe vremuri când se bea nechezol. Nechezolul este pentru cei care erau obișnuiți cu tot felul de amestecuri. Până atunci însă vreau să vă spun că a mai trecut o zi și cum promiteam... Asta este săptămâna șefilor de partide și ai șefilor de instituții. Astăzi a promis și a venit Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, dar în același timp, important, președintele PSD Neamț. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit pe dumneavoastră și salut și nemțenii care vă urmăresc. Domnul președinte, și atunci vedem noi cum facem, care președinte și cum, este o vorbă pe care o spun toți cei care câștigă o funcție publică în momentul în care au câștigat-o. Asta este așa ca un fel de, cum să zic eu, dat. Se face investirea și prima declarație este următoarea. De astăzi începând, am lăsat politica la ușă și ne apucăm de administrație. Sunteți obișnuit cu chestia asta, nu? Sunt obișnuit și cred că este și o abordare corectă dacă ceea ce spun acești oameni chiar se întâmplă. Da. Așa. Bun. Deci am lăsat politica la ușă și ne apucăm de administrație. Au trecut 4 ani. Da, că au trecut 4 ani. Deja am... Așa. Spuneți-ne câtă politică ați lăsat dumneavoastră la ușă și câtă administrație ați făcut? Păi e o întrebare extrem de bună. Luând în calcul că chiar unei din colegii mei spun că nu prea am mai făcut politică în ultimii 4 ani, da, am făcut mult mai multă administrație în ultimii 4 ani, pentru că am considerat că votul pe care mi l-au dat nemțenii a fost pentru a face administrație. Chiar dacă sunt președintele PSD Neamț și componenta politică a funcției mele mă obligă să fac și politică, am spus că județul Neamț are nevoie de mine, în calitate de președinte al Consiliului Județean, pentru a face administrație mai mult. Și asta consider eu că am făcut și cred că s-a și văzut. Bun, acum revenim. Administrație fără politică nu există. Nu există. Dumneavoastră, când ați ajuns în Consiliul Județean, ați avut un Consiliu Județean. Și l-am politic. Politic. Sigur. Și pe parcursul anilor s-a văzut atât de multă ruptură politică în Consiliul de Administrație, cu excepția 3-4 lucruri care chiar au fost, până la urmă, să zic așa, negociate. Bugetele, cât s-a putut, și lucruri, 2-3 lucruri mari. De ce credeți dumneavoastră că, în general, nu poți să faci administrație dacă nu ai o majoritate a partidului tău? Și de ce oamenii nu se înțeleg între ei după ce încep alegerile? Că asta eu nu pot să pricep. Da, eu aș spune, aș pleca un pic de la începuturile formării majorității în Consiliul Județean, de când sunt eu președintele Consiliului Județean, și eu cred că până, să spun, acum maxim un an de zile, a fost un oarecare consens în Consiliul Județean și o oarecare armonie între forțele politice din Consiliul Județean.
Pentru că eu, ca președinte al Consiliului Județean, am venit în fața plenului, în fața colegilor mei, indiferent de culoarea politică, cu proiecte necesare Neamțului. Nu erau proiecte care erau impuse de președintele Consiliului Județean așa doar că voia să facă niște proiecte în care credea el că ar fi benefice județul. Pentru... Nu, eu am venit cu niște proiecte care au dezvoltat Neamțul. Am venit cu niște proiecte în care le-am spus colegilor că angajamentul meu față de nemțeni a fost să modernizez infrastructura rutieră a județului Neamț, pentru că eu consider că un județ preponderent turistic, așa cum este județul Neamț, în primul rând are nevoie de o infrastructură rutieră pusă la punct. Și ne-am apucat de treabă, ne-am suplecat mânecele și ne-am apucat de treabă. Vorba colegilor mei din Consiliul Județean, domnule, cât am muncit în anii ăștia, n-am muncit în 30 de ani. Au fost zile în care s-a muncit până la 12 noaptea, pentru că erau niște termene să depunem proiecte, să facem. Știți ce înseamnă să faci un proiect cap-coadă de la SF, PT, licitație? Înseamnă, nu luni, ani de zile. Noi ne-am mișcat foarte, foarte bine și am reușit doar pe infrastructura rutieră, dacă mă uit aici că mi-am luat... Am văzut că aveți notița cu infrastructura. Mi-am luat, da, pentru că eu așa cred că e bine să informăm nemțenii. Avem 45 de proiecte prin PNDL și 48 prin PDI. Deci, asta vorbesc de Consiliul Județean. Doar de Consiliul asta Județean. Asta vreau să stabilim deci, foarte doar clar. Doar de Consiliul Județean. Avem aproape 100 de proiecte care sunt astăzi în implementare doar pe infrastructura rutieră. Eu vă spun că niciun județ din România, și vă dau scris, nu a implementat atâtea proiecte și nu a reușit să modernizeze atât de mult infrastructura rutieră. Din mulți îmi spuneau că, și am văzut și declarațiile primului ministru Orban și al lui ministrului transporturilor Bode, domnule, că în anii ăștia foarte mulți bani s-au dus la Neamț. Așa este, dar nevoia Neamțului a fost foarte mare, pentru că în 30 de ani Bucureștiul și guvernele care s-au perindat s-au uitat la Neamț așa, fără prea mare interes. Ori este clar că era mare nevoie, cel puțin pe drumurile naționale și multe drumuri județene, nevoia era imensă. Dar din acele 100 de proiecte, aproape 100 de proiecte care le-ați amintit, câte avem la nivel de finalizare și câte sunt acum în execuție? Toate sunt în implementare. Deci toate. Cu licitații făcute, mai mult de 50%, poate 60% cu ordin de începere a lucrărilor date. Mai avem câteva la care lucrăm să terminăm cu avizele și eu cred că în maxim o lună voi reuși să dau ordin de începere la toate proiectele. Deci dacă mergeți de la Borca până la Stănița și la Bicaz și de pe Axial, și o să vedeți că județul Neamț este un șantier. Lucrăm peste tot. Asta fac în fiecare zi, pentru că așa mi-am impus ca în fiecare zi să merg la birou, să văd ce-i repede desemnat, după care să plec în șantiere. Acum, eu vă rog un exercițiu de sinceritate. Există, deci, credeți că cele 100 de proiecte, multe din ele prin PNDL, da, PNDL 1, 2, nu mai știu exact, toate programele și celelalte proiecte cu fonduri guvernamentale, puteau și fonduri europene. Și fonduri europene puteau fi astea europene le dau deocamdată deoparte și o să vă spun de ce. Puteau fi implementate toate acestea fără cum să o numim, influența pe care ați avut-o dumneavoastră ca om politic în cadrul PSD-ului. Ați mers și ați arătat nevoia Neamțului, dar și alte perioade nevoile au fost. Nevoile Neamțului, eu cred că fiecare președinte de Consiliul Județean le-a arătat. Aici vreau să discutăm. Domnul Bălănescu, până la urmă, de asta e fișa postului meu. De asta m-au ales oamenii nemțeni când m-au ales și m-au pus în fruntea județului. Mă rog, au văzut și m-au ales
cu o speranță de a fi mai bine, de a face lucrurile așa cum trebuie. Întotdeauna se întâmplă așa. Toată lumea speră. Întotdeauna oamenii aleg cu speranță și da, îi firesc să fie așa. Asta era treaba mea, să reușesc să determin. Dacă vă uitați în ecran, vedeți imagini de pe anumite lucrări, de unde am mai fost noi și am mai făcut. Aici este de axial. Da, aici uitați, axialul, un drum închis de 20 de ani. Toți președinții care s-au prelindat la Consiliul Județului, cu asta începeau campaniile. Voi moderniza axialul. Eu nu acuz pe nimeni. Eu spun că foarte mulți cu siguranță au vrut să-l facă, dar n-au putut. Au fost încercări din astea de pus niște piatră și concasat. Da, eu am promis că voi moderniza axialul și mă țin de cuvânt. Chiar aseară, până pe la 7-8 am stat pe axial, că am avut niște discuții cu constructori acolo și am promisiunea că în maxim 2 săptămâni începem să turnăm asfalt. Așa de repede, noi am fost săptămâna trecută, erau vreo 2-3 zone în care oamenii chiar muncesc într-un ritm foarte, foarte accelerat. Să știți că sunt societăți de genul acesta care se ocupă, care lucrează și una dintre ele care lucrează pe axial, eu nu mă feresc să-i dau și numele, Dan Lin mi se pare se cheamă, care lucrează în primul rând bine și în al doilea rând curat. Și este foarte important. Și este o societate din județul Neamț. Asta extrem de important. Domnul Bărărescu, eu nu mă feresc să spun lucrurilor pe nume. M-au acuzat foarte mulți că, domne, că lucrează firma nu știu care, v-au acuzat că aveți cu mătrii, cu mnați, chestii de genul ăsta. Da, dacă o firmă, proprietarul unei firme sau cel care lucrează acolo este rudă cu mine, rudă prin alianță, că am botezat un copil, asta ce înseamnă? Omul trebuie să închidă societatea? El face asta înainte să mă cunoască pe mine cu 10 ani, a lucrat cu toți președinții de consilii județene. Am zis, la vremea aia, probabil asta că era mai tânăr și n-avea copii. Da, că asta probabil că îi cunoștea și altcineva, dacă e. Asta e o abordare extrem de destructivă. Eu vă spun că venim vorba de firma pe care ați amintit-o dumneavoastră. Eu sunt extrem de bucuros că este o firmă din Neamț și sunt extrem de bucuros că lucrările care se fac în județul Neamț se fac cu firme din județul Neamț. Pentru că oamenii au venit la licitații, s-au înscris, s-au câștigat, au fost licitații atribuite corect și legal. Ori acuzele astea pe care le fac cei oponenții mei politici că, domnule, lucrează doar firme din Neamț. Păi, domnilor, foarte bine că lucrează firme din Neamț, pentru că banii rămân aici. Uitați-vă că anul trecut, județul Neamț, datorită investițiilor care s-au făcut în județul Neamț, a fost județul cu cea mai mare creștere economică din România. Și nu o spunem noi, o spun institutele de statistică. Ori asta trebuie să fie o mulțumire și o bucurie a nemțenilor sau a celor care, mă rog, iubesc acest județ. Bun, este un lucru cu care suntem cu toții de acord. Era nevoie de investiții pe infrastructură și era nevoie de, cum să spun eu, de apăsat un punct nevralgic la ceea ce se închema DRDP. Pentru că trec peste drumurile județene. Aici era autoritatea județeană care trebuia, dar acolo era o autoritate exterioară județului care la rândul ei avea butoane în zona Bucureștiului și DRDP Iași în perioadele trecute a neglijat județul Neamț. Eu cel puțin m-am plictisit eu cât am spus despre ce s-a întâmplat cu drumurile naționale. În guvernările trecute... Și vreau să explicați și acest lucru. În guvernările trecute, așa cum ați spus și dumneavoastră și știe toată lumea, dacă ne uităm și vorbim de drumurile naționale, la noi, în județul Neamț, cel mult se peticeau niște drumuri. Ori abordarea pe care am avut-o cu Ministerul Transporturilor și cu cei de la DRDP a fost următoarea. Domnule, nu mai neglijați Neamțul. Haideți să facem o gândire unitară. Haideți să începem să modernizăm toate drumurile naționale din județul Neamț.
Pentru că degeaba modernizez eu drumurile județene, primarii toți își modernizează drumurile comunale, sătești, dacă până ajunge, da, la mănăstiri, mergi pe drumurile naționale. Și toate sunt pline de gropi. Până ajunge, nu știu, la ieșirea din județ, spre Bicrani. Și așa cum mă întrebați dumneavoastră dacă, mă rog, am avut o influență, păi încă o dată vă spun, asta e treaba mea și de președinte al Consiliului Județean, dar și de un politic. Pentru că în toată lumea, în toată lumea, influențele politice sunt determinante în a atrage investiții într-o zonă. Și firesc să se întâmple așa. Treaba mea e să reușesc să conving autoritățile centrale că este nevoie de investiții în județul Neamț și asta e în fișa postului meu, da? Și autoritățile centrale să aloce fonduri necesare pentru ceea ce e nevoie. Bun, repet, au trecut 4 ani. Ne-ați amintit de 100 de proiecte, aproape 100 de proiecte. Doar pe drumurile județene. Pe drumurile județene. Care sunt proiectele pe care le considerați esențiale dintre aceste 100? Fiecare are importanța lui, dar sunt câteva care sunt probabil de mare importanță. Eu aș avea părerea mea, dar nu-i treaba mea să o spun aici. Și doi, care sunt cele pe care considerați că nu că... că mai trebuie făcute de acum încolo. Domnul Bălănescu, din punctul meu de vedere, importanța unui proiect, unui drum județean, trebuie privită și din perspectivă economică, dar și din perspectivă socială. Eu cred că trebuie să încercăm să judecăm cu aceeași unitate de măsură, pentru că important e și cetățeanul de la Stănița, și ăla de la Borca, și ăla de la Brusturi. Sigur, ca importanță economică și turistică, aș putea să spun, cred că de departe este axialul. Pentru că îmi spuneau constructorii că, dom'le, tragem tare în cursul săptămânii, chiar lucrează până la 12 noaptea. Că sâmbătă și duminica nu putem. Sâmbătă și duminica vin, chiar cum e drumul așa, dar se circulă foarte bine, ați văzut că e... Da, este concasat bine. Da, și făcut foarte bine. Piatră concasată, da. Vin între 500 și 600 de mașini pe weekend și parchează, zice, nu mai putem lucra. De-aia lucrăm și noapte și... Deci ca să înțelegeți că importanța turistică al acestui segment de drum 155, axialul este foarte mare. După care, drumul talienilor, Borca. Sabasa, Borca cu legătura spre Suceava. Spre Suceava, spre Mălini. Toată zona de județ poate să meargă spre Suceava pe acolo. Este un drum istoric, construit Victoria Lipoan, Sadoveanu, etc. De italieni. Da. Și eu consider că este de asemenea un drum important. Este și cel mai costisitor drum pe care cea mai mare valoare. Cea mai mare valoare, peste 600 de miliarde vechi, 60 de milioane. De asemenea, am dat ordin de începere săptămâna trecută la drumul județean care pleacă de la Bicaz Ardeal spre Turgeș. De fapt, acolo este un drum care merge, face legătura în două locuri cu județul, da, Arghita. O parte prin Dămuc și o parte prin Bicaz Ardeal. Ajungem și la Dămuc. Așa. Pentru că avem, v-am spus, avem... nu cred că există drum județean astăzi în județul Neamț care să nu fie abordat de modernizare. Doar segmente mici care au mai fost trase covoare, să zic, pe ele. De-aia am spus că voi moderniza 90, peste 90% din infrastructura rutieră. Acest drum de la Bicaz Ardeal la Tulgheș de asemenea este foarte important pentru că scurtează foarte mult distanța spre Transilvania. Știu, țineți minte că eu am propus într-un articol de ziar drumul ăsta. Știu că am vorbit acum mulți ani despre mulți subiectul ăsta. Și am zis, domne, se economisesc cel puțin 90 de kilometri dacă merge o salvare, de exemplu. Exact. E un drum care ar trebui să fie drum aproape strategic. Indiferent că se face autostradă, nu se face. Și este, va fi un drum aproape strategic
va fi un drum care va fi modernizat așa cum trebuie, la standarde europene. V-am dat doar 3 exemple de drumuri importante spre, în zona ieșirea de munte spre a județului. De asemenea, la Dămuc am fost săptămâna trecută și am dat ordin de începere și modernizăm și acel drum județean în 2 segmente. Acum am dat ordin de începere până la stadionul de acolo, după care al 2-lea segment. Vă întreb Harghita... o secundă. Cineva îmi spune și este o persoană, zice, domnul, spuneți-i domnului președinte că e foarte bine să lucrează pe axial, dar să-l roage pe constructorul care e acolo mai jos, deci la furcitură, cum se cheamă acolo, da, așa, da. Și că este o porțiune de 2 km în care nu se poate intra acum pentru că o trec cu șuvaie. 2 mașini de balast le-au rezolvat. Eu am fost ieri cu mașina. Au rezolvat ieri? Da. Eu am fost aseară, la ora 8 am plecat de acolo. Adică deci, am stat probabil 2 ore și ceva. Da. Mi-au povestit constructorii că în urma ploilor au fost vreo 2-3 porțiuni rupte de ape pentru că era săpat pentru a veni cu gabioane, pentru a veni cu prefabricatele pentru poduri și au luat, dar acum e rezolvată, deci cu încredere poate să meargă. Am zis că suntem la capitolul ăsta și trebuie să-i spun omului. Știți că avem foarte mulți telespectatori, mult mai deștepți decât noi, care, și decât mine în mod sigur, care, de exemplu, mi-au ridicat niște probleme foarte, foarte bune. Haideți să terminăm cu partea asta, că după aceea trecem și la lucruri mai puțin... cum se spune eu, de investiții și mergem la politică un pic. Mergem și la politică, sigur. Deci haideți să terminăm cu partea terminăm asta. Cu investițiile. Eu cred că și în partea Romanului avem foarte multe investiții pe drumul județene pentru că a fost o zonă, zic eu, neglijată de Consiliul Județean de-a lungul timpului și am reușit și am abordat majoritatea drumurilor județene de acolo. Trebuie să fac o glumă. Deci, ar fi cazul. Deci, au fost președinte din Roman, este președinte din zona Târgu Neamț, dacă pe perioada aia nu s-au făcut destule investiții. Deci... Nu s-au făcut, să știți. Adică, și n-am înțeles abordarea celor dinaintea mea, pentru că Romanul, cel puțin din punct de vedere al dezvoltării industriale, este o zonă extrem de dinamică pe această chestiune. Dar Consiliul Județean Neamț n-a făcut investiții doar pe infrastructura rutieră. Am reușit în Spitalul Județean Neamț să facem investiții substanțiale în ceea ce se numește modernizarea aparaturii medicale și chiar investiții făcute, că vorbim de pediatrie, că vorbim de bloc operator, că vorbim de porțiuni din spital care necesitau investiții foarte mari. Mă întreba zilele trecute cineva, dom'le, ați promis un spital. Și... Păi, a și venit întrebarea în timp să vorbiți. Înțeleg oportunitatea dezvoltării infrastructurii rutiere, însă ne poate convinge domnul Arsene de oportunitatea celor două proiecte controversate, spitalul mobil. Dar ajungem și la spitalul mobil. Vorbim și de ele cu drag, pentru că chiar sunt interesat să vorbesc despre aceste proiecte. Nu importante, extrem de importante pentru județul Neamț. Dar să terminăm cu infrastructura rutieră. N-am dezvoltat doar infrastructura și n-am modernizat doar drumurile județene. Dacă vă uitați, în ultimii 2 ani de zile, toată infrastructura rutieră de pe drumurile naționale a fost modernizată în județul Neamț. Au făcut, asta este adevărat, au făcut mai multe lucrări de reparații, reconstrucții de drumuri în locuri, decât au făcut cu mult timp înainte. Este perfect adevărat. Ce nu pricep eu, și probabil că nici dumneavoastră n-ați priceput și nici restul lumii, de ce e nevoie să fie punși cu țeapa de la spate? De ce nu au un plan de dezvoltare? Uitați-vă și dumneavoastră de ce e nevoie, de ce a fost nevoie de 8 luni
de 8 luni, de, nu de scandal, dar de dispute politice pe o investiție vitală, spun eu, pentru zona Muntelui, DN15, Bicaz Poiana Largului. O investiție pe care guvernul PSD a făcut-o, a dus-o până a plecat guvernul în proporție de 85% executată, au venit liberalii, Turle și Strâmb, domne, că acolo s-a atribuit, s-a furat, s-a nu știu ce, au blocat investiția, da? Au dat la DNA, nu știu ce, până la urmă a venit tot, că totul este perfect, corect și legal. Au chemat constructorul înapoi după 8 luni de zile, domnule, știi, hai să vii înapoi să construiești. Păi, domnule, în momentul când ții un agent economic cu 1000 de angajați și nu-i dai banii pe ce au lucrat și îl ții 8 luni de zile cu credite, cu probleme în bancă, cu nu știu ce, statul român se numește că este un partener serios și care ajută firmele private? Nu poți să abordezi politic o chestiune de genul ăsta. Eu, dacă eram în locul lor, făceam altfel. Dădeam cât mai tare să finalizezi lucrarea și tăiam panglica. Tăiam panglica și după aceea, dacă era vreo problemă din punctul de vedere al legalității, după care, băieți, șo pe ei. Exact. Șo pe ei. Citeam, nu poți să blochezi, să ții oamenii aia atâtea comune de pe Valea Muntelui, să înconjoare pe la Târgu Neamț, să vină la spital. Dom'le, eu vă spun, abordarea a fost ticăloasă. Ticăloasă, ca să nu spun mai mult. N-au câștigat nimic din punct de vedere electoral. Din contră, au pierdut foarte multe voturi. Pentru că ei ce au zis? Dom'le, blocăm lucrarea asta al lui Arsene. Nu e a mea! Nu trece pe la poartă la tata. Tata locuiește la Glumăzești. E o investiție care ajută foarte, foarte mult cetățenii de pe Valea Muntelui. Asta n-au înțeles acești oameni, că nu poți să abordezi politic chestiuni care țin de viața oamenilor. Am înțeles. Bun. Ne-am lămurit cu drumurile, cu infrastructura rutieră județeană. Cea națională am stabilit împreună că s-a făcut foarte mult și dacă amintim direcțiile, avem spre Bicaz, spre Suceava, da? Avem Târgu Neam Suceava impecabil. Așa. Avem de la intrare în județ, de la Buhuș și până la Lacul Roșu. Până la Lacul Roșu. Da? Este făcut impecabil. Roman spre Vaslui, impecabil. Nu mai știu acum cum impecabil. E. Intrările la mănăstiri, la mănăstirea Văratec, la mănăstirea Agapia. Ce drumuri naționale? Toate drumurile naționale, astăzi când vorbim, a mai rămas doar acest... De la coada lacului până la ieșirea din județ la Borca. De asemenea, un drum care nu era modernizat de 40 de ani. La fel. Deci, acum stabilim împreună... De la Târgu Neamț la Poiana Largului. Da. Cum spuneați dumneavoastră, asta fișa postului. Și hai să spunem că aici fișa postului a fost bifată. Deci, infrastructura județeană... cum să spunem, influențe ca să dea drumul și la Neamț, cei de la... Neamțul a avut marele noroc că l-a avut pe Răzvan Cuc, ministrul al transporturilor. Acum ne aducem... Încet, încet mergem spre politică. Nu, stai... Toate se întâmplă... Că eu oricum vreau să spun de Răzvan Cuc. În toată lumea, da? Politicul influențează și administrația. Așa. Norocul nostru, pe ceea ce înseamnă dezvoltare a drumurilor naționale, a fost că l-am avut pe Răzvan Cuc, ministrul al transporturilor. Și ministrul transporturilor a înțeles nevoia Neamțului. Pentru că noi am reușit să facem aceste investiții și trebuie să o spunem și să fim corecți, cu ajutorul lui Răzvan Cuc. Că spun unii de Răzvan, că domnule, că a venit la Neamț, că e de la Giurgiu. Nu, el e din București, nu e de la Giurgiu. Până și eu știam că e de la Giurgiu, îmi cer scuze, n-am știut că e din București. Răzvan Cuc este din București. Că domnule, că a venit la Neamț, nu știu ce. Păi, domnule, eu vreau să îi văd pe politicienii ăștia așa, patrioții ei locali. Să văd unul din ei care a făcut mai mult pentru județul Neamț în ultimii ani decât Răzvan Cuc.
De departe, Răzvan Cuc a făcut cât n-au făcut ei toți la un loc. Noi trebuie să vedem un politician din punct de vedere al eficienței și a omului politic și a omului din administrație. Pentru că dacă eu mă duc și mă uit, domnule, de la mine, de aici, de la Neamț, sau, păi eu vă dau două, trei exemple de oameni care au făcut performanță și vor rămâne în istoria județului Neamț, care nu sunt de la Neamț. Și vă dau un exemplu, domnul Bodo de la Refill, da? Cu siguranță va rămâne în istoria județului Neamț. Este în istoria județului Neamț. Și este în istoria județului Neamț. Și n-a trebuit să fie nemțean ca să dezvolte locuri de muncă. Vă spun că e mai nemțean decât mulți nemțeni, exact. Asta garantez eu. Domnul Aurel Chiober este un om care a făcut investiții de zeci de milioane în județul Neamț, care a dat de lucru la foarte mulți oameni și nu este din județul Neamț. Și care este de o discreție personală, exact, senzațională. Și de o calitate senzațională. Deci rar îl vezi pe exact, el. Exact. Și vă mai dau multe exemple de oameni care au făcut istorie pentru județul Neamț și iubesc județul Neamț mult mai mult decât alții care se bat cu cărămida în piept. Eu aici vreau să vă spun, trebuie să ne uităm la omul politic, indiferent de unde-i, din punct de vedere al eficienței și ce a făcut sau ce face omul ăla pentru mine ca cetățean. Că nu mă interesează că e de aici. Sau... Și eu sunt de la Târgu Neamț. Ce ar fi trebuit să zică cei din Piatra Neamț? Dom'le, atale stai acolo la Târgu Neamț, aici, la noi, la județ, trebuie să fie unul din Piatra Neamț. Păi dom'le, eu n-am o problemă. Au fost din Piatra Neamț înainte. Ce au făcut? Au mai existat pe vremea domnului Bobeanu, dacă mai țineți minte. Da. S-a legat de numele lui, s-au legat domnul niște Bobeanu lucruri. A fost un, Dumnezeu să-l odihnească, a fost unul din, părerea mea. Eu vorbesc de Piatra acum, da. Că nu dau exemple din altă unul parte. Din cei mai buni președinți de Consiliu Județean. Și are un mare merit, extraordinar. Da. Agenția Dezvoltare Nord-Est este în Neamț. Exact, datorită lui. Da. Datorită lui. Și din cauza lui. Și din cauza lui. Și datorită pentru lui. Că a fost un om politic care a știut să apere Neamțul. Asta e treaba noastră. A bătut pumnul în masă și a zis, băi, voi nu vă înțelegeți, domnul, la Neamț rămâne. Domnul Bărânțu, întotdeauna, și credeți-mă că sunt deschis și vă spun, nu poți să faci nimic dacă nu te impui. Poți să stai și comod într-un scaun la Consiliul Județean, să te mai plimbi, să mai ieși, să mai vizitezi o comună și cam atât. Îmi spunea unii că, domnule, că președintele stă cam mult pe la București. Păi, cu asta mă ocup. Da. Treaba mea la București e să aduc banii în Neamț, să dezvolt Neamțul. Dacă stau la Neamț aici, într-un birou, și stau și mă uit pe filme, nu se dezvoltau atâtea proiecte și nu se întâmpla nimic din ceea ce s-a întâmplat în județul Neamț. Mi s-a întâmplat să dați cu pumnul în masă? Da. Și unde vă doare pumnul mai tare? Pe plan local sau pe plan național? Nu m-a durut. Eu am văzut și s-a simțit în Neamț. Atunci când am dat cu pumnul în masă, eu am văzut că s-a simțit aici la Neamț, la mine. Că lucrurile au mers, că banii au venit la Neamț și lucrurile s-au întâmplat. Bun. Ar trebui să permanentizăm genul ăsta de discuții și emisiuni. De ce? Pentru că ar trebui să le luăm pe bucățele. Am vorbit. Astăzi sunt atât de multe lucruri care vreau să le discut. Că am ieșit extrem de rar extrem în spațiu public. Asta, da. Și am ieșit extrem de rar în spațiu public pentru că eu am un slogan. Fapte și nu vorbe. Bun, am înțeles, așa și este o faptă. Că eu aș vrea să văd, ca oamenii să vadă prima dată ce face președintele Consiliului Județean Neamț și după aia vorbesc despre ele, dar prima dată să vadă. Și știți de ce, domnul Bălănescu? Pentru că de-a lungul anilor toți oamenii politici au venit și au spus, domnule, voi face aia și aia și aia și n-au făcut nimic, foarte mult sau foarte puțin. Eu am spus că vreau să schimb un pic paradigma asta, să fac oamenii să vadă că am făcut, după care o să vin să și povestesc despre lucrurile pe care le fac. Bun, haideți să facem. Ce regretați în perioada asta de 4 ani, că după aia vă întreb eu lucruri care... Deci, privind activitatea județeană, deci care sunt regretele dumneavoastră? Pentru că dacă m-ați întrebat dumneavoastră pe mine, să fiu eu Ionel Arsene, eu aș avea 3 lucruri care m-ar deranja pe mine. Apa Servu, da. Ca activitate în general, să spun așa, asta este un lucru. Nu știu dacă aș fi foarte mulțumit de partea cu gunoaiele,
că aici este o altă problemă, referindu-mă nu atât la partea de selectare, de adunare, că aici lucrurile sunt cum sunt, cât la partea asta cu prețurile și cu modul în care sunt. Și al treilea lucru care ține, eu asta o vorbesc eu așa, din punctul meu de vedere, domne, ăsta era un județ, eu când am venit în județul Neamț, nici eu nu sunt din județul Neamț, sunt din Sibiu. Uitați, ce ați făcut și faceți un jurnalist. Așa, și eu când am venit în județul Neamț, n-aveam sâmbătă, n-aveam duminică, pentru că trebuia să mă duc de la fotbal la handbal, de la handbal la volei, de la volei, nu știu, erau și popice în 90 la Neamț, aveam avut campioni național, cred că și mondial, dacă nu mă înșel. Plâng după competiții sportive, hai să spunem că nu mai avem puterea aia la nivel foarte înalt, cum era la vremea respectivă. Dar, efectiv, simți că în Neamț au dispărut lucrurile astea. Sportul de performanță. Noi încercăm acum, și mă laud și eu acum, da, sunt și eu președinte de Cozimă, încercăm să promovăm fotbalul de la Liga 3-a și Liga 4-a, că acolo suntem. Avem Ceahlău, da, mă rog. Și nu numai atât. Aici este o mare durere. Să revenim. Apa Servo. Noi astăzi sunteți mulțumit de Apa Servo? În mare. Le luăm pe rând. Din punct de vedere administrativ, care ar fi neîmplinirile, Apa Servo. Apa Servo este o societate, un ESA, pe acțiuni, unde Consiliul Județean Neamț este acționar. Nu știu. Apa Servo funcționează sub un consiliu de administrație. Încerc să vă explic că pârghiile președintelui Consiliului Județean în a da niște direcții acestei companii sunt limitate. Pentru că Consiliul de Administrație este cel care hotărăște împreună cu conducerea executivă ce se întâmplă la Apa Servo. Unde e problema Apa Servului? Și am stat și tot am analizat-o. Am analizat-o și problema vine din trecut. Pentru că calitatea infrastructurii. Calitatea infrastructurii. S-a greșit și în ISPA, în primul program, și în, nu poim, în POS, în al doilea program pe fonduri europene. Ei ce au făcut? Au gândit în felul următor. Dom'le, ducem infrastructură de apă și canal. Extindem. La sate, au dus apă, canal și la pe dealuri, la trei case. Unde a fost problema mare? Nu s-au conectat oamenii la aceste infrastructuri. Eu am spus-o și la Bruxelles, pentru că sunt membru titular în Comitetul Regiunilor și am avut o discuție chiar înainte de pandemie la Comisia Europeană. Am primit o întrebare din Belgia. Exact pe tema aceasta, îmi scapă undeva, o doamnă. Bună dimineața, domnul Asene, dețineți în aprilie 2017 un mandat de membru în cadrul Comitetului Regiunilor din partea României. Ați putea să ne vorbiți despre activitatea dumneavoastră? Da. Este o doamnă care este în Belgia. Da, da, este unul din fanii emisiunii noastre. Și asta spuneam, că chiar înainte de pandemie, după un plen la Comitetul Regiunilor, am mers și am discutat cu reprezentanții României, cu doamna Mințea Udobescu, de la Comisia Europeană. Și discutam despre POIM, despre programul pe care o să-l implementăm, următorul program de dezvoltare pe infrastructura de apă canal pe care îl implementăm în județul Neamț. Și am spus, domnule, au fost, din punctul meu de vedere, au fost extrem, extrem de greșite, de greșită gândirea la ambele proiecte dinainte. Eu aș fi plecat altfel. Aș fi înlocuit toate coloanele de alimentare cu apă a orașelor importante. Nu știu dacă erau voie în cadrul proiectelor. Ba da. În asta, acum, în faza asta e voie. Haideți să vă spun. Comisia Europeană, că asta am discutat cu ei acolo. Și atunci, de ce s-a făcut abordarea asta? Și era mai mulți colegi acolo și cineva a spus fix ce a spus dumneavoastră. Că domnule, că nu era voie. Și cei de la Comisia au spus, nu domnule, noi am dat bani pe ceea ce a cerut România. Împreună am făcut gândirea strategică pentru dezvoltarea pe apă și canal. Ori, greșeala a fost aici, s-au dezvoltat foarte mult pe exterior, au făcut rețele, sigur, au fost și locuri unde era nevoie și oamenii s-au racordat la apă și la canal. Dar vă spun, zac în pământ zeci și sute de milioane
în rețele de apă și canal, investiții făcute degeaba, nu se racordează populația. Și avem pierderi pe rețelele principale, da? Și se mai și fură acolo. Și se mai și fură, avem conductele mari care sunt de 40-50 de ani. Acolo trebuia, din punctul meu de vedere, să investim prima dată, să putem să oprim pierderile. Da? După care, gândim în funcție de nevoia fiecarei localități, după o dezbatere serioasă cu cetățenii, să vedem cine vrea racordare la apă și la canal. Cred că cu cine vrea cu apa, nu, dar la canal ar trebui să existe legislație care să-i oblige. Pentru nu că avem astfel de... Deci ar trebui să avem această... Nu poți să faci o investiție de miliarde. De-aia vă spun că degeaba. La PASERV problemele vin din trecut. Noi tot încercăm să le rezolvăm și dar, să avem... Dar lucrurile astea trebuie spuse. Nu vă supărați. Le spun astăzi și, mă rog, le-am mai spus, deși nu eu trebuie să spun lucrurile astea. Ar trebui să o spună cei de acolo. Trebuie să o spună managerii de acolo, Consiliul de Administrație și președintele Consiliului de Administrație, și eu cred că aveți un interlocutor serios acum la PASERV care poate să vă explice. Vorbiți de domnul Iacoban. De domnul Iacoban, care a fost președinte al Consiliului Județean, un om cu o foarte mare experiență în administrație și care știe bine ce se întâmplă acolo. De-aia vă spun, noi încercăm să rezolvăm lucrurile. Cineva îmi spune că lumea, sigur, are și nevoie și așteptări. Îmi spune, domnule, problema aia, nu pot să le fac eu în 4 ani, nu pot să fac tot ce n-au făcut alți președinți în 30 de ani, n-am cum, nici fizic, nici din punct de vedere, nu pot să rezolv toate problemele județului în 4 ani de zile. Însă eu spun că am reușit să rezolv mare parte din problemele județului și o rezolvăm și asta cu PASERV și o să vedeți că în perioada următoare ne ajută Dumnezeu să reușim să implementăm acest proiect POIMU, care va avea o altă abordare vis-a-vis de cum dezvoltăm compania județeană PASERV și asta va rezolva mult din problemele care țin de pierderile asta, foarte mari de apă pe care le are compania. Pentru că dacă reușim să rezolvăm pierderile și furturile, corect, și furturile, pentru că trebuie să recunosc și agenții economici, care nu și plătesc. Persoane private care nu plătesc și acolo trebuie să fie o acțiune, pentru că apa, energia electrică, gazul trebuie să aibă aceeași abordare. Dacă la curent te prinde că ai furat, dosar penal. Corect. Așa ar trebui să fie și la apă. Și atunci, dacă reușim să facem chestiunea asta, vom reuși să facem din PASERV o companie profitabilă și o companie care să asigure în mod real. Da, și o companie care să asigure servicii de calitate cetățenilor. Dacă ne ducem la gunoaie, acolo știți că a fost o gândire la fel făcută înainte, tot de Comisia Europeană, în care cu groapa a trebuit să licităm pe zone colectarea gunoaielor cu groapă unică. Eu am găsit făcute aceste chestiuni, am încercat și am avut discuții cu toate firmele, toate cele 6 firme care administrează colectarea de pe aceste zone și am încercat să le spun că trebuie să aibă o altfel de abordare față de cetățean, pentru că nu este corect ca o familie care locuiește în Italia, da, și nu produce gunoi, da, să fie obligată să plătească. Nu, de ce să plătești? Doar dacă produci gunoi, plătești. Și atunci am făcut niște discuții și cu ei, și cu primarii, și cu autoritățile locale de acolo și cred că până la urmă am reușit să găsim soluții pentru a îmbunătăți serviciile și din punctul ăsta de vedere și suntem preocupați permanent să găsim soluții pe zona asta de gunoaie. Un punct extrem de important pe care dumneavoastră, punctul 3, mi l-ați expus aici, sportul. Noi, Consiliul Județean Neamț, cred că suntem singura instituție publică din județul Neamț care
sprijinim sportul. Pentru că chiar au fost zilele trecute la mine și tot aproape săptămânal vin cei care au echipa de fotbal Ceahlău. Domnul Bodo, cu domnul Broca. Și am încercat să găsim soluții să sprijinim echipa Ceahlău. Dar echipa Ceahlău este echipa fanion al municipiului Piatra Neamț. Stadionul Ceahlău este al primăriei Piatra Neamț. Nu poți tu ca primărie în loc să-i ajuți, pentru că sportul de masă trebuie ajutat. Sportul de masă nu se poate susține singur decât dacă este într-o divizie unde se face performanță, divizia A, și primești bani de la televiziune, de la drepturile de televizare. Așa. Da. Păi, primăria Piatra Neamț le ia inclusiv chirie pe vestiare și pe stadion. Nu mai spun că nu-i ajută cu nimic. Ori abordarea este total greșită. Total greșită. În ultimul, și anul trecut, și anul ăsta, doar Consiliul Județean Neamț a sprijinit echipa de fotbal Ceahlău. Și nu numai. Și handbalul, și voleiul, ce-a mai rămas din ele. Eu vreau să spun că, din păcate, nu există la nivel județean, nu știu, un plan concret. Haide noi să vedem. În alte județe există, chiar cunosc fenomenul. Noi sprijinim la Zalău, sprijinim o echipă de handbal care merge an de an în cupele europene. Și facem performanță. Și facem performanță. Da. Și pregătim copii în echipe de copii și juniori. Adică așa cum se face și în politică, îți pregătești oameni, vreau să fac trecere la emisiunea politică, că nu se mai poate, sună lumea. O facem. Mai vorbim în alte emisiune despre investiții și doar alte... două chestiuni vreau rog, să punctez. Rog. Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț. Așa. Am promis nemțenilor că voi face un Spital Județean de Urgență nou la Piatra Neamț și îl voi face. Ăsta este și motivul pentru care voi mai candida un mandat pentru președinția Consiliului Dacă Județean. Dacă tot ați deschis subiectul, care e situația cu proiectarea? Situația cu proiectarea este în felul următor. După cum știți, studiul de prefezabilitate a fost făcut în curtea spitalului pentru zona aceea, unde e centrala, să facem. După ce s-a întâmplat acum cu pandemia asta, mi-am dat seama că este obligatoriu să construim acest spital în altă parte, să nu fie în aceeași zonă. Și acum suntem în discuții cu 2-3 locații. Am făcut adrese să vedem dacă putem să primim sau să cumpărăm un teren, pentru că vreau... Pot să vă dau eu o locație, o idee? Sigur. Uite, vă dau eu în direct, fac trafic de influență acum pentru municipiul Piatra Neamț. Așa. Deci, există, din câte știu eu, o societate a municipiului Piatra Neamț, la primăria municipiului, care administrează o telegondolă. Ea este într-o lungă insolvență, din câte știu eu, deci nu mai știu, nimeni nu le-a mai spus care e situația, și care deține, după o aventură cu niște licitații și alte, un teren dincolo de baza hipică. Baza hipică și în zona aceea are un teren foarte mare. O locație mai interesantă, cu un drum care să facă legătura spre spital peste zona respectivă, și retrasă, și cu zonă de parcare, și cu zonă de recuperare. Asta că și știți cum e? Vorbiți cu lichidatorul judiciar și cu primăria Piatra Neamț. Și poate așa vedem un exemplu de negociere pornită. Da, asta facem acum, căutăm o locație, pentru că eu cred că Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, noul spital care se va construi, pe care și dumneavoastră, mă rog, ați văzut cât de cât proiectul, că l-am prezentat publicului. De-aia ne-am întârziat puțin din punct de vedere al studiului de fezabilitate și al proiectului tehnic. Avem banii, sunt puși deoparte pentru proiect. Pentru studiu și proiect. Da. Pentru că, haideți să spunem lucrurilor pe nume. În momentul când noi am... primit de la Comitetul Județean de Situații de Urgență un raport în care spunea că avem o problemă pe structura hotelului, obligația mea de președinte al Consiliului Județean a fost să informez Ministerul Sănătății și Guvernul României.
am făcut o adresă, m-am dus personal la prim-ministrul României și am spus, domnule, uite, am o problemă pe structura Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț. Am două variante. Ori încerc o consolidare a structurii și o renovare a acestui spital, ori fac unul nou. Din punct de vedere al costurilor, era pe acolo. Dar nu e vorba de costuri numai. Spitalul acesta, construit pe vremea lui Ion Costinescu, ministru liberal atunci, la vremea respectivă, în momentul acesta... Nu vorbim doar de spitalul vechi. Dar eu vorbesc de spitalul vechi. Să știți că problema e și la spitalul. Da, și pentru... la spital. Deci, și atunci abordarea mea a fost următoarea. Dom'le, în țările civilizate, după 40 de ani, ei dărâmă spitalele și fac altul. Și atunci, eu cred că trebuie să ne uităm ce fac bine cei din vest, să facem la fel, dacă vrem să mergem și noi înainte. Și abordarea a fost să construim un spital județean de urgență. Eu am prezentat situația la prim-ministrul României, împreună cu ministrul Sănătății. Am stat împreună de vorbă și a spus așa, dom'le, da, îți dăm imediat din fondul de rezervă a guvernului pus la dispoziția primului ministru 20 de milioane să dai drumul la studii de fezabilitate și proiectul tehnic, urmând ca în următorul an să punem în bugetul Ministerului Sănătății o parte din banii pe care crezi că poți să-i cheltui în acest an și în 2-3 ani de zile, 4, să reușim să finalizăm investiția. Zis și făcut, Guvernul României s-a ținut de cuvânt, mi-a dat banii, noi ne-am apucat de treabă, am făcut studii de prefezabilitate, am început să vedem unde îl facem, cum îl facem și tot. A venit Guvernul Liberal, conform celor discutate și adreselor înaintate și tot, trebuia să vedem în bugetul Ministerului Sănătății o sumă pentru Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, pentru un nou spital, da? Haideți să vedem dacă ghiciți dumneavoastră câți bani au alocat liberalii pentru spitale. Am învățat un lucru în politică, să nu răspund niciodată cu ghicitori. Vă spun eu. Zero. Dom'le, să abordez din politic o chestiune care ține de viața oamenilor, asta mi se pare o ticăloșie. O ticăloșie. Sigur că noi mergem în continuare, nu ne oprim, pentru că Neamțul și nemțenii noștri au nevoie de un spital nou și au nevoie de servicii medicale de calitate. Și asta voi face. De-aia vă spun că astăzi caut o altă locație, pentru că pandemia aceasta mi-a schimbat total abordarea față de locația pe care ar trebui să o aibă acest spital. Și sper că în perioada următoare să identificăm asta și locația și să dăm drumul la studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. După care, pe partea de finanțare, am vorbit cu cei de la Comisia Europeană, că asta vă spun că am făcut, pentru că eu vreau să încerc să trag cât de mult și din faptul că sunt membru titular în Comitetul Regiunilor la Bruxelles. Asta trebuie să ajute de fapt Neamțul în a reuși să atragem fonduri europene. Și am făcut o discuție cu cei de la Comisia Europeană. Mi-au spus că au acum discuții și lucrează la proiecția proiectului de buget pe următorii 7 ani de zile și împreună cu Ministerul Sănătății de la noi trebuie să facă un plan de investiții pe ceea ce înseamnă infrastructura medicală în România. Eu vreau să văd dacă Ministerul Sănătății introduce în această strategie și Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, pentru că au toată documentația acolo. Au toată documentația. Noi suntem foarte avansați. Eu m-aș duce în audiență. Sigur că voi face acum în audiență. O să mă duc la toți. N-am o problemă, domnul Bălănescu. N-am o problemă să-l sun și pe primul ministru Ludovic Orban și pe ministrul Sănătății. Chiar l-am sunat, dacă mi-ar fi răspuns, ar fi scăpat de rușinea cu domnul de la pompe funebre, de la conducerea spitalului din Piatra Neamț, pentru că eu când am auzit că liberalii vor să-l pună, am crezut că este o glumă proastă. Și am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe tătarul, pe ministrul Sănătății,
să-i spun că, mă, omule, tu știi pe cine vor să pună liberalii de la Neamț manager? Ghinionul lor și al lui a fost că nu mi-a răspuns. Ghinionul lor și norocul dumneavoastră, cum s-a spune, politic. Nu, nu. Nenorocul, nu, nenor... eu nu vreau să gândesc din punct de vedere politic o chestiune care ține de sănătatea oamenilor. Eu aș fi vrut ca liberalii să pună în fruntea Spitalului Județean de Urgență un manager competent, un manager care să aibă treabă cu activitatea medicală. Așa cum am venit eu după și l-am schimbat pe acest domn, care n-am nicio problemă cu el, poate să fie un domn respectabil și cu o activitate foarte bună pe domeniul dumnealui de activitate, dar n-avea ce să caute, nu avea ce să caute în fruntea Spitalului Județean de Urgență. Am venit și am propus pe doctorul militar, domnul doctor Verzea, un om despre care toată lumea... Despre care mesagerul a scris de foarte multe ori. Haideți că trebuie să mergem un pic. Spitalul modular. Spitalul modular. Haideți să vedem cum ar fi fost ca astăzi, dacă liberalii nu puneau doar tălpi la investiția asta, ca astăzi să avem, o să-l avem, în două săptămâni o să fie gata, ca astăzi să fie avut sau acum două știre, săptămâni. Altă știre. Da. Acum două săptămâni sau trei să fi fost acest spital și toți bolnavii de COVID din județul Neamț să fie acolo și noi dacă să vreau, deschidem. Dacă doresc să fie acolo, că vedeți cum e ziua de astăzi. Nu, aici liberalii trebuiau să vină cu un proiect de lege care să oblige cei care sunt infectați. Deci pornim de la previzia că ai tuberculoză, trebuie să avem la spital. O problemă, COVID-ul există, trebuie să fim responsabili, dar responsabilitatea gestionării acestei pandemii este a guvernului liberal. Bun, dar dacă guvernul nu face... Nu trebuie să vină și din altă parte. Dom'le, responsabilitatea este a lor. Am înțeles. Pentru că nu poți să vii și să înjuri PSD-ul și când e la putere și când e în opoziție. A ieșit președintele ieri și a spus că PSD-ul este de vină. Dom'le, chiar nu mai avem limite. Adică totuși guvernul care astăzi guvernează România este un guvern liberal. Da, revenim la spital. Revenim la spital. Dacă nu ar fi fost acele piedici, astăzi am fi avut spitalul gata, da, acest spital tampon, toți bolnavii de COVID ar fi fost acolo, iar Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț ar fi fost deschis pentru a trata bolnavii cronici. Da? Ceea ce nu înțeleg acești oameni este că astfel de chestiuni nu au culoare politică. Aici ne suflecăm mâinicile și liberalii și pesediștii și alte forțe politice și procedem la treabă, cu toții. Nu merge, nu poți să abordezi politicul astfel de chestiune. De-aia vă spun, eu sunt extrem de fericit că am făcut această investiție, că se va finaliza în maxim două săptămâni și că dacă Doamne ferește, așa cum se vede, mai avem criza un aceasta de COVID se va amplifica. Noi avem unde să ducem bolnavii, pentru că acolo sunt 250 de paturi, 100 de paturi de terapie intensivă, cu sală de operație, cu laborator, cu tot. Noi avem unde să-i ducem. Cine va lucra acolo? Asta este o întrebare. Ăsta e motivul pentru care am ales să punem, să așezăm acest spital lângă Iași. Pentru că inițial, fiind o investiție a județului Iași și a Neamțului, i-am spus, domnule, facem la Roman, să fie la jumătate. După care am stat și m-am gândit, domnule, o fac la Roman, dar cine o să lucreze acolo? Păi nu, că aici sunt niște chestiuni care țin inclusiv de finanțare. Exact. Și atunci am făcut în așa fel încât investiția să o facem lângă Iași, pentru că este o investiție modulară, da, și oricând poate fi mutată dacă este nevoie, pentru că s-a discutat cu toți managerii de spitale din județul Iași și s-a convenit împreună cu Ministerul Sănătății, împreună cu Raed Arafat, și au convenit că acolo e locația foarte bună pentru că pot fi mutați doctori, asistenți din spitale din județul Neamț să lucreze acolo. Pentru că vedeți dumneavoastră, domnul Bălănescu, noi facem o investiție, noi, nemțenii, că nu din banii mei, din banii județului Neamț. Și ieșenii facem o investiție pe care ar fi trebuit să o facă
Guvernul României, Ministerul Sănătății. Noi doi președinți de Consiliul Județean am reușit să facem un spital de 250 de paturi cu 100 de paturi de terapie intensivă, ceea ce înseamnă 100 de ventilatoare, monitoare. Îmi puteți spune, nu cred că îmi puteți spune, câte ventilatoare a adus Guvernul României pentru bolnavii de COVID? În Neamț, dacă nu mă înșel, erau vreo 3 sau 4 recondiționate. Nu, guvernul nu. Am cumpărat noi. Noi, Consiliul Județean. Alea recondiționate erau dinainte, cumpărate tot de Consiliul Județean. Am înțeles. Deci, ca să ne înțelegem. Dacă noi, doi președinți de Consilii Județene, am avut curajul și ne-am suflecat mânecile și am zis, bă, trebuie să facem un spital tampon pentru pandemia asta. Eu, dacă eram prim-ministru al României, știți ce aș fi făcut? Aș fi comandat 50 de spitale repede, îmi rezolvam problema, scoteam COVID-ul din toate unitățile sanitare care au bolnavi cronici și îi duceam toți în astfel de spitale suport COVID. Noi am reușit, guvernul n-a reușit. Bun, haideți să... Am depășit oricum timpul alocat emisiunii, dar mai stăm dacă nu vă deranjează. Eu n-am o problemă. Așa, mai stăm, da, domnul Bogdan, mai stăm. El e șeful, nu? Aici, dacă ăla de la tehnic ți-a apăsat pe un buton, te-ai dus. Așa e peste tot. Așa. Haideți să intrăm un pic și în politică. Sigur. Ce se întâmplă, domnul Arsene, în PSD în momentul acesta, pe plan național și după aia venim și în local? Pe plan național începe, cum să spun eu, lupta pentru șefia partidului, clar. Dumneavoastră v-ați poziționat extrem de clar și extrem de, hai să-i spun eu, un pic în afara cutumelor din limbaj diplomatic. Eu merg cu domnul Teodorovici, da? Și cu gruparea lui, pentru că, și a spus dumneavoastră de ce, pentru că domnul Teodorovici nu face compromisuri cu actuala, să-i spunem, entitate politică cu care restul ar face compromisuri. Domnul Bălănescu, aici... Eu nu știu care e entitatea aia politică. Da, aici vorbim despre... N-aș spune Te rog să-mi dai poza cu domnul Teodorovici. N-aș spune că nu sunt... Întotdeauna am fost un om politic asumat. Și știți asta. Și când am avut de spus ceva, am spus pentru că eu așa consider că întotdeauna trebuie să spui ce crezi și să o spui responsabil de ceea ce scoți pe gură. Eu n-am o problemă cu domnul președinte Marcel Ciolacu, ca să ne înțelegem. Chiar suntem prieteni, mă rog, am fost prieteni și probabil o să fim în continuare. Asta cu probabil mi-a plăcut. Da, pe mine mă interesează ce se întâmplă în schimb cu partidul nostru. Pentru că din punctul meu de vedere, PSD-ul nu crește așa cum ar fi trebuit. Pentru că dacă luăm pe principiul baselor comunicate, vede toată lumea, liberalii sunt în cădere și scad, da? În mod normal, când PSD-ul a scăzut, a crescut PNL-ul, da? Și eu mă uit la partidul nostru, că partidul nostru nu crește așa cum ar trebui. Sigur că a crescut. Fiind în opoziție, fiind, da. Dar noi, de fiecare dată, partidele de opoziție, după 6-7 luni de guvernare a unui partid, când e luna de miere și oamenii investesc cu încredere și cu bunăvoință, dacă guvernarea, și dacă e bună, se erodează. Și atunci eu m-am uitat pe sondaje și, domnule, partidul nostru nu crește. Și atunci m-am gândit, domnule, de ce? Pentru că ceea ce transmite leadership-ul partidului nostru, eu asta consider, când ești în opoziție, fă opoziție. PSD-ul, întotdeauna PSD-ul a știut să facă opoziție. Astăzi eu cred că noi nu facem opoziție așa cum trebuie. Permiteți o completare, a știut să facă opoziție de multe ori mai bine decât să ducă guvernarea. Eu cred că noi întotdeauna când am guvernat, am guvernat bine. Haideți să vă spun o chestiune. Ce s-ar fi făcut astăzi liberalii, da? Cum ar fi gestionat pandemia asta, dacă Partidul Social Democrat nu creștea salariile la medici și la asistenții medicali? Vreți să-mi spuneți
câți mai lucrau astăzi în România din medicii care avem în spitale și asistenții medicali? Cu cine ar fi tratat acești oameni? Doar un aspect. Argumentul este ok. Doar un aspect asupra guvernării pe care a avut-o PSD-ul. Că a mărit salarii la doctori și la asistenții medicali, la profesori, a mărit pensii, salarii în sistemul bugetar, am făcut investiții și am vorbit despre ele. Și am vorbit despre ele. Și atunci cum explicați faptul ăsta că partidul nu am reușit, nu am reușit să gestionăm subiectul pe justiție și a fost o dezinformare. Domnule, a fost școală. A fost școală, n-ai ce să-i spui. Deci, aici a fost școală. O să vă spun. Făcută. Da. Și manipularea. Dar s-a și dat prilejul. Da. S-a și dat prilejul. Da. Am greșit pentru că n-am reușit să explicăm românilor că de fapt noi nu vrem să subordonăm justiția, în schimb vrem să înlăturăm abuzurile care se fac în justiție. Asta n-am reușit și am tras ponoasele, ca să spun așa. Da? Însă, de la abordarea pe care am avut-o înainte, la ceea ce facem astăzi noi ca partid de opoziție, este o distanță foarte mare. Și asta am reproșat colegilor mei din conducerea partidului, că eu nu văd o opoziție puternică la actuala putere. Și percepția publică, pentru că trăim din percepții, este că PSD-ul are o înțelegere cu domnul președinte Iohannis, cu liberalii, și de-aia vin și ne atacă partidele mai mici, că, domnule, PSD, PNL, aceeași mizerie. Că, de fapt, ei sunt înțeleși. Nu suntem, domnule, înțeleși. Nu suntem înțeleși. Doar că abordarea actualei conduceri a fost că, domnule, să fim mai ponderați, pentru că ați văzut când am fost vocali unde am ajuns. Nu asta așteaptă românii. Eu am ieșit și ieri, alaltăieri, când am avut CEX-ul și am ieșit public pe subiectul pandemiei, pe legea. Da, legea carantinării. Și am spus clar, domnule, nu poți să limitezi drepturile și libertățile cetățenilor motivând că este nevoie de o lege pentru carantinare. Sunt de acord că este nevoie de o lege pentru carantinare, dar votul meu în Comitetul Executiv a fost trimiteți înapoi legea la guvern și să vină cu o lege care să nu încalce Constituția României. Pentru că ei spun, domnule, este nevoie repede. Domnule, dar ce ați făcut de 4 luni de când avem situația asta? De ce n-ați făcut o dezbatere cu toate forțele politice? Domnule, haideți să vedem cum facem o lege a carantinării care să nu încalce drepturile și libertățile cetățenilor. Dar sunteți de acord cu mine? Că e adevărat, pe principii este adevărat ce spuneți și este foarte corect. Da, trebuie făcut așa. Dar dacă nu se face, ar trebui cumva, nu știu, cu forța, găsiți toți, băgați într-o sală, eu am mai spus, în evul mediu... Când vii și ți-asumi guvernarea unei țări, dom'le, aici vorbim de responsabilitate și mai mult de atât. Nu mai vorbim de investiții, vorbim de viețile românilor. Când tu, Partidul Național Liberal, vii și ți-asumi responsabilitatea guvernării României, trebuie să știi că ești responsabil de fiecare viață. Dar vieți se pierd și acum, în perioada asta, asta când n-avem. Asta spun. Și ar trebui cumva, nu știu, domnul Cazanciu, cine pentru mai că e acolo? Spun, domnule, noi vrem să așteptăm motivarea Curții Constituționale, pentru că Curtea Constituțională le-a spus. Dar, domnule, stai la o cafea, domnule, la o Curtea Constituțională, că-s pe aceeași coridor. Exact, du-te și stai la o cafea. Stai la o cafea, vezi... uite, trimite-o câte o cană cu cafeaua de dimineață. Nu, ei știau și când au dat ordonanța pe carantinare, știau că încalcă legea fundamentală, Constituția României, unde, la nu știu ce articol, că nu sunt jurist, scrie clar, încălcarea drepturilor și libertăților persoanelor se face doar prin lege. Nu prin ordonanță, prin lege. Ok. Despre asta vorbim. Bun. Deci, haideți să ne întoarcem de unde am plecat, că mai am depășit toate timpurile. Deci, vreți o conducere a
PSD-ului, care să nu facă nici, sau să nu dea impresia că a făcut vreun compromis. Eu vreau numai să nu-l facă. PSD-ului care să spună cu toată gura și cu toată fermitatea că drepturile și libertățile cetățenilor nu se negociază, da? Că noi luptăm pentru a reuși să gestionăm această pandemie așa cum o fac statele dezvoltate și nu să facem jaf ce fac liberalii astăzi în România, pentru că chestiunea asta pe care o fac ei, să prelungim cu stare de alertă, cu stare de urgență, iar stare de alertă, domnul Bălănescu, au omorât economia. Toate statele dezvoltate au venit cu măsuri de protecție pentru firmele private. Uitați-vă ce se întâmplă astăzi în România cu turismul, cu restaurantele, cu... Dom'le, este o nebunie. Eu vorbesc cu oameni, mă sună și îmi scriu foarte mulți și din Nemțeni. Nu i-au ajutat cu nimic. Cu nimic. S-au pierdut o groază de locuri de muncă. Dom'le, oamenii ăștia au credite la bancă, da? Au copii la școală. Au poate părinți bolnavi și în întreținere. Cum Dumnezeu ca statul să-i lase de izbeliște, așa? Adică nu mai avem niciun fel de sentiment, de compasiune pentru frații noștri. Asta mă revoltă pe mine ca om politic. Și nu pot să tac. Eu nu pot să tac. Pentru că mulți îmi zic, domnule, de ce nu stai tu liniștit? Și nu pot să stau liniștit când văd ce se întâmplă. Mie îmi place că ați introdus în limbajul public o sintagmă. Înainte era ciuma roșie, ați introdus lepra galbenă. Da. Deci... Haideți să vorbim și despre asta. Unii din colegii dumneavoastră jurnaliști m-au acuzat că, domnule, președintele Arsene coboară discursul public. Băi să fie. Adică, ciuma roșie spusă de, începând cu președintele Iohannis, primul ministru Ludovic Orban și toți, domnule, era cumva, aveau un conținut mai academic, academic decât lepra galbenă. Ca să nu mai vorbim despre mașinile suedeze. Să nu mai vorbim despre mașinile suedeze, despre care președintele Iohannis a spus că este un slogan electoral. Iar eu, când am făcut trimitere la titlul unui bestseller, o carte pe care o găsim pe rafturi în librării, a sărit toată presa pe mine. Pe Netflix este filmul, da? Toată presa a sărit pe mine și a spus, domnule, coboară discursul public. Bă, cum Dumnezeu? Nu vreți să judecăm cu aceeași unitate de măsură? Dacă Iohannis, Orban și toți liberalii pot să spună cu gura plină despre plăcuțele suedeze, noi nu avem dreptul să spunem nimic? Dacă ei pot să ne facă ciuma roșie, dar ciuma roșie asta care spune ei, au mărit pensiile, salariile la medici, la profesori, la cei din sistemul de stat și a făcut investiții. Vreau să văd și eu ce fac ei. Și când o să văd că acest guvern începe să facă ceva pentru poporul român, promit să nu îi mai fac lepre. Până atunci, din punctul meu de vedere, sunt niște lepre care au venit să jefuiască bugetul statului român. Acum haideți în neamț un pic, că 5 minute și cu promisiunea că ne mai vedem o dată și facem o emisiune politică. Că n-am apucat corect să o fac așa cum trebuie. Ce se întâmplă în Neamț? Vă pregătiți pentru alegeri? V-ați selectat primarii? Candidații la primarii? În proporție de 90%, da. Mai avem de stabilit primarii în câteva localități. Și Piatra Neamț Roman? Piatra Neamț și Roman. Chiar acum mai facem un sondaj pentru Piatra Neamț și pentru Roman și pe județ și cred că în câteva zile o să avem și rezultatul, după care o să nominalizăm și... Acum, pentru mine și pentru dumneavoastră, dacă, așa, între noi doi, eu mă uit la tehnician, că el se ridică, da, să uite, da, nu știu ce faci. Așa, pentru noi doi, cei vreo 200 care sunt acum pe... E posibil ca PSD-ul să aibă un candidat într-un municipiu care să fie independent și să-l sprijiniți dumneavoastră? Cam auzit un zvon așa. Nu. PSD-ul va avea candidat asumat de Partidul Social Democrat. Nu spun unde, că v-ați înțeles dumneavoastră ce vreau să spun. Da, știu ce spuneți. În urma sondajelor de opinie și din punctul meu de vedere, va fi un candidat
cu șanse foarte, foarte mari să câștige primăria municipiului Piatra Neamț. Va fi un candidat care va face echipă cu mine și vom face un tandem, pentru că ce-am făcut eu în județul Neamț, vreau să facă și acest om la Piatra Neamț. Pentru că știți și dumneavoastră, știu și oamenii, în ultimii 4 ani de zile în Piatra Neamț, din păcate, nu s-a făcut. Va trebui să discutăm lucrurile astea. Din echipa de parlamentari, iarăși o întrebare care știu că nu vă place, dar am ce face. Nu, îmi plac toate. Din echipa de parlamentari cu care ați fost, am înțeles că acum unii au primit noi responsabilități. Unii au plecat, cum e doamna Arcan. Doamna Arcan a plecat. Dar, de exemplu, Ciprian Șerban, am înțeles, va candida la Rosnov. Domnul Ciprian Șerban, în urma unor discuții pe care le-am avut, și eu cred că au fost foarte bune, a ales să întoarcă, dacă mă întrebați pe mine, ceva oamenilor, să întoarcă ceva celor din Rosnov, pentru că el acolo a crescut. Și ar vrea să candideze la primăria Rosnovului și eu cred că Ciprian Șerban va fi un primar foarte eficient și foarte bun. Este un băiat tânăr, un băiat care a reușit și în privat. În business, da. Și în business și cred că de astfel de oameni are nevoie administrația, pentru că eu vreau să mă duc un pic să mă desprind de politic și vreau să reușim să punem în fruntea comunității un manager. Haideți să vă spun, de ce multinaționalele și toate au performanță, da? Vedeți, multinațională pune manager din Asia, din România, de ce? Că le-a cel mai bun care poate să facă profit pentru ei. Pe mine mă interesează ca pentru Roman, pentru Piatra Neamț și pentru toate comunitățile să punem cei mai buni manageri care pot să dezvolte comunitatea. Pe Roman aveți aceeași gândire? Și pe Roman avem aceeași gândire. Adică mă gândesc că exemplul Ciprian Șerban, nu pot să nu zâmbesc, îl preia un parlamentar să candideze la Roman? V-ați am avut gândit? Discuția asta. Prima dată am discutat cu parlamentarii oportunitatea candidaturilor pentru administrația locală, pentru că așa este firesc. Nu din păcate. Niciunul din parlamentarii de la Roman nu și-a manifestat dorința de a candida la primăria municipiului. Primul pas e să vrei. Primul pas este să vrei și să crezi că poți. Da, că și foarte după aceea important. Să vezi dacă poți. Pentru că dacă tu crezi că poți să faci un lucru, jumătate din chestiune e rezolvată. Pentru că vei fi determinat, vei fi focusat pe ceea ce vrei să faci acolo. Da. Deci am înțeles cam care e situația. În rest, nu vă mai întreb de restul parlamentarilor, că nu cred că există vreunul care să candideze. Domnul președinte, o emisiune de o oră și 20 de minute, foarte mult, dar n-am discutat nici 10% din ce trebuia să discutăm. Mai bine. Vă aștept și altă dată, vă doresc baftă. Mulțumesc în ceea mult. Ce doriți să faceți. Veți candida la județ, nu? Veți candida. Bineînțeles, am spus-o încă de acum câteva luni, că voi candida pentru președinția Consiliului Județean Neamț încă un mandat, pentru că vreau să construiesc spitalul. Un spital nou la Piatra Neamț. Am un proiect extrem de bun și de interesant pentru frații noștri din diaspora, să încercăm să-i aducem înapoi acasă și eu cred că putem să facem asta, pentru că asta la face, nivel de județ puteți. La nivel de județ, pentru că asta face orice stat responsabil, încearcă să-și aducă cetățenii înapoi. Și de asemenea vreau să fac cea mai mare investiție pe turism din România de departe. Acel proiect de la Târgu Neamț? Parc de distracții de la Târgu Neamț, care va fi o investiție pe 60 de hectare. Va fi o investiție care va ridica turismul din județul Neamț foarte mult. Foarte mult. Uite, asta mi-ar place mie, să facem o dezbatere pe subiectele astea. Adică, știți cum e? Oamenii care nu mai sunt ei foarte interesați de lucruri, critică, în general, după ce văd o propunere. Da. Eu aș fi vrut să putem discuta și să uite, doamne, puneți întrebări, dar haideți să vedem despre ce este vorba. Pentru că recunosc, mai ales de când e acum cu ședințele astea pe online, nici noi, eu vorbesc de mine, nu știu de restul presei, că nu
Nici noi nu mai suntem atât de la zi cu ce se întâmplă pe anumite proiecte. Și lucrul ăsta, să știți că nu e bine nici măcar pentru autoritatea publică. Nu e bine pentru că orice proiect pe care noi îl dezbatem în Consiliul Județean, dumneavoastră îl prezentați populației. Da, și asta ați făcut mereu și ați făcut bine. De-aia nu-i bine. Da, pentru că orice facem, populația trebuie să știe. Pentru că până la urmă, direcțiile spre care noi îndreptăm banul public trebuie să vină de la populație. Eu pot să cred ca președinte al Consiliului Județean că prioritatea este aia, dar dacă eu fac întrebări către oameni, o să-mi dau seama că de fapt prioritatea e alta. Sau că prioritatea e corectă, cea la care eu m-am gândit. Avem extrem de multe întrebări. Eu vă propun așa, astăzi nu mai putem sta, că deja iau foc aparatele. Să ne întâlnim, stabilim de comun acord când, pentru că sunt foarte multe întrebări de substanță. De exemplu, mă întreabă o doamnă, rugați-l pe domnul Arsene să spună cum vede el să-și caracterizeze singur partidul. O altă doamnă spune, domne, haideți să vedem pe proiect și vorbește despre un proiect de județ, alta, un domn, de lucruri foarte interesante și sigur. Eu să știți, cunosc postacii. Ăștia nu sunt din aia postaci. Și eu sunt extrem de interesat să facem o dezbatere cu ceea ce cu așteptările oamenilor exact. de la președintele Consiliului Județean. Vă mulțumesc, sănătate, la revedere. Vă mulțumesc dumneavoastră și nemțenilor care ne-au urmărit. Cu promisiunea că ne mai vedem din partea mea, nu știu și din partea noastră. Și din partea mea, cu așa ne luăm rămas bun astăzi de la dumneavoastră, stimați oameni buni. O săptămână grea aici, cu multe cafele, numai șef de partid de unul după altul, fiecare cu viziunea lui. Rugămintea mea, ca om de presă, poate prea vechi om de presă, fiți atenți, uitați-vă la ce spun. Puneți-i în oglindă. Toate aceste emisiuni sunt pe site, sunt în canalul de YouTube și le puteți vedea și analiza dumneavoastră. Nu vă luați după postări ale postacilor. Luați-vă după lucrurile pe care le spun oamenii. Și o să observați cu mintea dumneavoastră, puteți judeca și o să vedeți care sunt diferențele, care sunt aturile fiecăruia, care sunt lucrurile mai puțin bune la fiecare. Acesta este esența democrației. De aici încolo, dumneavoastră puteți decide. Și mâine vom mai avea un invitat, poi mâine un alt invitat, luni cred că facem periplu cu toți șefii de partide din Neamț. Și după aceea o să încercăm și niște concluzii. Până atunci, cele bune, gata, nu mai pot, vreau să beau un pahar cu apă. La revedere! La revedere!